În urma alegerilor din cadrul Consiliului de Coordonare Județeană a PDL Giurgiu, ce a avut loc duminică, singurul candidat pentru funcția de președinte, Bogdan Cantaragiu, a fost ales să conducă în continuare. Totodată s-a votat și biroul de conducere, unde fostul subprefect de Giurgiu, Daniel Fița, ocupă postul de secretar general și Ionel Simion, care după ce a asigurat interimatul luni bune, a fost ales pentru șefia organizației municipale. La secretar general ajuns, Dobrin Nicolae, din 197-194 pentru 3 împotrivă. Și domnul Botoranu Marin, 197 din 197-194 tot cu 3 împotrivă. Ionel Simion este urmat de Țane Șiu, care ocupă funcția de secretar general PDL pe municipiu, Gheorghe Bușcu și Petre Bogdan, care sunt de acum prim vicepreședinții ai acestei formațiuni politice. Vasile Blaga, președintele PDL, a supervizat toată acțiunea desfășurată duminică alături de mai mulți reprezentanți ai filialelor PDL din țară.